Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Să știți că săptămâna începe cu foarte multă energie. Este o zi de luni în care cu toții vom avea chef de distracție, de iubire, poate și eu vom fi mai glumeți din fire și partea bună a lucrurilor este că luni se găsesc tot felul de soluții. O să explic exact pentru fiecare zodie în parte de unde vine soluția, dar în mare parte, soluțiile să știți că pot veni din iubire, din a alege ceea ce ne place, din a asculta copilul nostru interior, da? Și de asemenea de a alege plăcerea noastră, de a alege pasiunea noastră. E foarte important acest aspect, da? Pe de altă parte, prima parte a zilei de luni, să știți că este puțin tensionată, pot exista tot felul de lupte legate de bani, legate de investiții, pot fi chestiuni chiar legate și de aprecierea pe care o primim, însă, pe de altă parte, tot ziua de luni vine cu un aspect foarte benefic și anume suntem ajutați să rezolvăm tot felul de chestiuni legate de sănătate, legate de bani, legate de un loc de muncă, pot fi chestiuni legate de rutina noastră zilnică. Deci reușim să rezolvăm tot felul de lucruri într-un mod extraordinar de benefic. Ne este indicat în ziua de luni să luăm totuși niște decizii pentru că suntem sub arcana majoră îndrăgostiții, care este și energie generală, dar avem și diavolul, ca să fie treaba bună. Cu alte cuvinte, dragilor, este o zi de luni în care ni se cere să luăm decizii importante între minte și inimă și cu siguranță vom reuși să găsim un echilibru. Poate să fie și o zi cu tentații, poate să fie și o zi în care primim tot felul de vești bune, avem inspirație. Uite, chiar prin ideea de creativitate, de a crea, putem să ne salvăm. Ne vine o idee și spunem, uite, am găsit soluția. Este ceva creativ, este ceva benefic. Cei care aveți tot felul de probleme legate de zona financiară, vedeți că luni pot apărea soluții. Acum, nu vă imaginați că luni primiți un telefon și gata, de a doua zi sunteți angajați sau se rezolvă lucrurile peste noapte. Însă vom vedea ușor, ușor deblocări fiecare dintre noi, că planetele astea se mișcă mai lent. Ce să facem? Da? Cumva apare acea lumină de la capătul tunelului, însă, repet, soluția e să alegem pasiunea, să alegem plăcerea, să alegem ceea ce ne face pe noi să ne simțim bine și chiar aș recomanda o foarte mare conexiune în ziua de luni cu partea aceasta de copil interior, pentru că el este activ acolo și dacă el e mulțumit, cu siguranță lucrurile se desfășoară mult mai benefic în viața noastră. Da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Vă invit și la previziunile pentru săptămâna asta, pentru că Venus schimbă zodia, Mercur schimbă zodia, se întâmplă tot felul de lucruri pe cer. Chiar weekendul din nou e cu tot felul de tensiuni, dar am discutat deja pentru fiecare zodie în parte. Dacă ești curios, te rog să mergi să vezi acele filmări. De asemenea, te invit și la filmările pentru luna noiembrie, pentru că este o lună, spuneam eu, cu rezolvări, o lună în care parcă Dumnezeu stinge lumina și ne lasă să ne descurcăm pe cont propriu, cu experiența noastră, cu intuiția noastră. Asta e foarte, foarte important. Da? Nu totul este ceea ce pare în luna noiembrie. Și nu este neapărat într-un sens negativ. Eu am spus-o că luna noiembrie vine cu niște rezolvări, dar rezolvările astea pot fi total diferite față de cum ne-am programat noi, față de cum ne-am așteptat noi. Poate nu o să înțelegem mare lucru, ci abia prin decembrie o să ni se deschidă așa ochii, cum s-ar spune. Bun, vreau să mai fac un anunț și anume, vă reamintesc că până pe 8 noiembrie, adică până miercuri inclusiv, vă puteți înscrie la acest concurs. Înscrierea este gratuită și puteți să câștigați acest pachet de tarot. Joi pe 9 noiembrie vom anunța oficial cine este câștigătorul acestui pachet de tarot. Da? Și apoi asistenta mea va lua legătura cu persoana respectivă și o să îi trimitem pachet prin poștă, prin curier, vedem în funcție de unde se află persoana respectivă. Noi suportăm toate costurile, deci nu trebuie să plătiți absolut nimic. Concursul are loc pe paginile oficiale de Facebook, respectiv Instagram, intrați acolo și vedeți exact toate detaliile. Este foarte simplă înscrierea în concurs. Este acea postare care se numește giveaway, da? Dar o să vă dați seama că vedeți poze cu pachetul, cu mine, deci e
e ușor și vă reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo, așa cum ați văzut, am introdus funcții noi, vedeți ceva și despre noul oracol sau tarot, încă nu m-am hotărât, da, pe care urmează să-l scot. Momentan e o variantă așa mai simplă, dar vreau să văd și feedback-ul vostru, vreau să văd și părerea voastră, da, cum vi se pare. O să abia aștept să-l folosesc aici și la citiri zilnice, vreau să schimb puțin în timp, să văd cum o să vi se pară, dacă o să vi se pară ok, lăsăm așa, dacă nu, rămânem la varianta aceasta pe care o facem acum. Vedem, da? Stabilim împreună. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile și începem cu zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi de iubire, o zi de joacă, o zi de relaxare, o zi în care începeți să vă simțiți mult mai bine. De dimineață pentru voi pot apărea niște tensiuni legate de bani sau legate de niște cheltuieli, pot fi niște discuții acolo legate de un partener de afaceri, de persoana iubită, însă vedeți voi, soluția pentru voi vine la fel, prin a alege iubirea, prin a alege creativitatea sau prin a asculta ce îți spune acel copil interior. Da? Cumva prin creativitate, prin a merge pe cont propriu, cumva pe acolo poți să rezolvi situația. De asemenea, pentru tine este o perioadă foarte bună, începutul săptămânii, pentru a rezolva chestiuni importante legate de muncă, legate de un șef, legate de o responsabilitate pe care o ai și pot fi chestiuni și legate de casa ta, de familia ta, asta dacă nu lucrezi sau dacă, știu eu, este o perioadă în care stai acasă, da? Chiar și cei care nu aveți un loc de muncă, puteți să vă găsiți acum, să zic, un part-time, da? Sau să găsiți o activitate pe care voi știți să o faceți și puteți să fiți plătiți, ca să zic așa. La fel, probleme de sănătate care încep ușor ușor să se rezolve, dragi berbeci, începând cu ziua de luni, da? În seara zilei de luni ți-aș recomanda o mai mare atenție pe activitățile fizice pe care le-ai de făcut, dar și pe muncă, poate chiar și pe relația cu rudele pentru unii dintre voi. Hai să vedem, dragi berbeci, ce spune și tarotul, că sunt curioasă. Regina de monede, 4 de bâte. Deci este o zi cu foarte multă bucurie pentru tine. Reușești să rezolvi niște chestiuni foarte importante privind planul financiar. De asemenea, vezi că este o zi de luni foarte bună pentru a recăpăta încrederea în propria persoană. Văd aici o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar vezi tu, poate să fie și o zi foarte bună legată de muncă sau legată de partea aceasta. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și ceva care ție personal îți atrage atenția în această zi de luni. Poate ai de luat o decizie importantă între minte și inimă, dar azi berbești cu siguranță primiți niște vești foarte bune. Sau faceți niște activități plăcute sufletului vostru. Cavalerul de cupe, dragi berbești, ce faceți aici? Cavalerul de cupe vine cu o ofertă de dragoste sau vine cu o veste bună. Poate să fie o veste bună din partea unui prieten, din partea unui vecin, din partea unei persoane din familie. Cumva lucrurile încep aici și se rezolvă. Unii poate primiți o invitație la o nuntă, la o petrecere, la ceva anume. Da? Aflați o veste bună, poftim, legată de un copil. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi de dimineață pot apărea niște tensiuni în relația cu rudele, în relația cu un client, în relația cu oamenii din jurul vostru. Pot fi chestiuni ciudate și atenție puțin la reacțiile pe care le aveți. Și acum, soluția pentru voi la, nu știu, situația asta legată de muncă, legată de sănătate, legată de starea voastră de bine, vedeți voi, ține de casă și de familie sau ține de trecutul vostru. Ține de a renunța, de a închide ceva și de asemenea vi se cere clar să vă ascultați foarte mult intuiția. Da? Cumva, poate știu eu, o rudă îți dă o veste sau îți dă o soluție. Poate îți amintești tu ce sfat ai primit de la nu știu ce persoană și acum în sfârșit rezolvi problema. Să știi că pentru tine este o zi foarte bună, am vorbit deja despre asta în previziunile bonus pentru noiembrie, dacă nu l-ai văzut, merge acolo că ai zile bune, zile mai puțin bune. Este un moment foarte bun pentru tine pentru că reușești să rezolvi o chestiune foarte importantă privind
o afacere, privind relația cu un copil, privind relația cu oamenii din jurul tău. Cumva este un moment de conștientizare, este un moment bun, este un moment în care începi să accepți o anumită schimbare, da? Îți mai schimbi gândurile, poate rezolvi ceva legat și de acte și de partea de studii, străinătatea, iarăși, deci cumva rezolvi acolo niște lucruri și asta e absolut fantastic pentru tine. Chiar îmi place foarte mult energia. Undeva luni seara vezi că atenția este pe relaxare, pe plăcere, pe creativitate și acolo, uite, pot apărea niște tensiuni în relația cu partenerul de viață sau pot apărea niște tensiuni în relația cu un copil. Pot fi și chestiuni care apar și care poate te scot din zona de confort. Împărăteasa 6 de monede, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, deci poate să fie o zi în care tu ești în putere, da? Energia feminină are un rol important, da? Și aici mă refer, că am văzut și niște comentarii, nu mai spun. Aici mă refer, dragi Tauri, că poate avea legătură cu faptul că bunătatea, da, asta înseamnă energie feminină, că am și explicat acolo, dar unele persoane au înțeles greșit. Poate nu m-am exprimat bine, nu știu, e vorba de femeile din viața ta, da, care pot avea un rol important, adică mama, o prietenă, o vecină, cineva care îți dă un sfat, te ajută, însă pe de altă parte, dragi Tauri, energia feminină vă ajută mult. Și ce înseamnă asta? Bunătate, înseamnă răbdare, blândețe, deci asta v-ar putea ajuta foarte mult. Unii Tauri rezolvați o chestiune financiară în ziua de luni sau poate chiar reușiți să vă cumpărați ceva sau reușiți să ajungeți la o înțelegere. 9 de spade, poate să fie și o zi în care îți faci tot felul de gânduri, poate ești mai stresat decât de obicei. Iar ultima carte, temperanța, deci o conexiune cu un săgetător, dar și o soluție pe care o găsești. Cumva reușești să găsești un punct de mijloc, reușești să găsești o soluție extraordinar de pozitivă. Poate să fie un moment, dragi Tauri, în care reușiți să vă împăcați cu cineva sau reușiți să vă împărțiți cumva într-un mod egal între două situații diferite. Da? Aveți acolo un înger păzitor, aveți acolo o bucurie. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi de dimineață pot apărea niște tensiuni legate de muncă, legate de o veste care vine din străinătate. Pot fi niște chestiuni legate și de sănătate pentru unii gemeni, deci fiți puțin mai atenți în perioada asta, nu vă supra-solicitați că nu e cazul. Poate aveți de închis ceva legat de o rutină zilnică, legat de un proiect de la muncă, o situație ciudată. Însă pentru voi soluția în perioada asta, da, cel puțin în ziua de luni, legată de relația cu prietenii, relația cu partenerul de viață, relația cu, nu știu, copilul tău interior. Poate să fie vorba și despre partea asta de iubire, poate nu-ți găsești iubirea, nu-ți găsești liniștea, plăcerea, nimic nu-ți place, nimic nu-ți convine. Uite, soluția ține de a comunica și la chestia asta cred că tu ești destul de abil, zic eu. Soluția poate să vină printr-un vecin, printr-o persoană din anturajul tău, prin zona aceasta de acte, deci, sau poate chiar prin a studia mai bine o anumită problemă. Da? Acum, pentru tine este o perioadă cu adevărat aglomerată în care apar schimbări foarte mari legate de casa ta sau schimbări mari legate de relația cu partenerul, poate să fie relația cu un copil pentru alți gemeni, dar și schimbări mari legate de muncă. Cumva acum se definitivează foarte bine cine ești tu, se definitivează foarte bine baza ta din punct de vedere profesional sau baza ta ca și geamă din punct de vedere emoțional. Poate este o perioadă în care ai o mai mare încredere în tine, în intuiția ta, în ceea ce îți place ție. Undeva luni seara, vezi că atenția e pe casă și pe familie și acolo undeva luni seara poate să apară o responsabilitate sau poate să apară o discuție ciudată care, uite, poate avea legătură cu partenerul de viață, cu un părinte, cu o persoană care are autoritatea asupra ta. Dar alți gemeni, vă dați seama că voi sunteți cei care trebuie să luați atitudine. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie să cunoașteți voi, ce trebuie să știți. Judecata, turnul, wow, 8 de monede, cavalerul de spade. Da, uite, aici se pare că primești o veste care te surprinde legată de muncă, legată de un proiect la care lucrezi. Poate să fie vorba și despre ceva ce vrei să repari, da? Sau cineva vrea să repare ceva. Judecata vine cu o întâlnire cu o persoană
Și în cadrul acestei întâlniri are loc o discuție foarte tranșantă, da? O discuție în care afli un adevăr sau o discuție în care se spun lucrurile așa pe față. Și asta e bine, dar eu o zic cu foarte mari surprize. Apoi, avem 4 de monede. Deci, este ceva ce ție îți va da o mai mare încredere în tine, însă, de asemenea, discutăm pentru unii gemeni și despre o mai mare stabilitate pe care reușiți să o aveți. Îndrăgostiții. Deci, poate era un blocaj aici care acum se duce, pentru că îndrăgostiții este cartea ta în tarot și îndrăgostiții vorbește despre faptul că ceva te bucură, ceva îți place foarte mult, ești îndrăgostit de o idee, de o persoană, poate chiar știu eu, unii gemeni reușiți să rezolvați ceva important. Da? Zodia Rac. Dragi raci, astăzi atenția e pe bani, da? Doar că vedeți voi în prima parte a zilei pot apărea niște tensiuni. Fie nu te simți suficient de apreciat în relația cu prietenii, în relația cu persoanele din jurul tău, pot fi și chestiuni legate de relația cu un copil, niște discuții care apar acolo, ceva care te scoate oarecum din zona de confort. Acum, soluția pentru tine pe, nu știu, situația asta ciudată care ține de casă, familie, viață profesională, cumva soluția să știi că ține de a alege ceea ce îți place, da? Sau soluția ține de a te pune puțin pe primul loc. Știu că vrei să ai grijă de toată lumea, dar uite că de data asta trebuie să te mai gândești puțin și la sufletul tău, zic. Da? Poate printr-o investiție poate să vină soluția sau prin faptul că cineva începe să te aprecieze sau e nevoie să te trezești la realitate, spui bun, îmi iubesc familia, dar trebuie să aduc și mâncare în casă. Da? Și atunci cumva pe acolo e soluția. Bun. Pe de altă parte, unii raci ca și cum primiți o apreciere de undeva anume și atunci vă dați seama și spuneți gata, înseamnă că acolo e drumul meu. Acum, ți-am spus, trebuie să fii atent și la semne că luna noiembrie e foarte întunecată, plină cu iluzii, e ciudată, totul se întâmplă exact invers, da? Și atunci e nevoie să ne ascultăm intuiția și tu ești o zodie foarte sensibilă și foarte dezvoltată la capitolul ăsta, dar da, acum trebuie să și folosești chestiile astea. Apoi, este un început de săptămână foarte intens pentru tine, mai ales dacă discutăm de relația cu rudele, de relația cu oamenii din jurul tău. Deci cumva acolo lucrurile încep să se rezolve. Fie este vorba despre clienți, despre acte, despre o negociere pe care o ai, intri în contact cu tot felul de oameni și de aici îți poate crește încrederea în tine, poți să te vii mult mai sigur pe tine. Deci lucrurile se rezolvă și uite, o femeie te poate ajuta, da? Că am impresia că la RAC era chestia aia. Mă refeream că energia feminină, adică dacă tu ești femeie, vezi că puterea e la tine, da? Dacă ești bărbat, femeile din jurul tău te ajută și tot dacă ești femeie, poate ai o prietenă, o vecină, cineva care îți poate da un sfat, te poate ghida. Pe de altă parte, blândețea, da, te poate ajuta în sensul ăsta, mă refeream și uite că iar zic asta, că asta e pe cer, n-am ce să-ți spun și se vedea și în cărți atunci. Apoi, tot ziua de luni, undeva spre seară, te găsești foarte concentrat pe rude, pe, nu știu, persoanele apropiate ție, pe studiu, pe acte și acolo vezi că pot apărea niște tensiuni undeva luni seara, pot fi discuții în contradictoriu, pot fi niște tensiuni, să zic că e nevoie să mai înveți ceva, e nevoie să vezi lucrurile altfel. Hai să vedem. A venit și motanul, ca să vedeți, da? Eu vorbeam de energia feminină și a venit el. Da, vă puteți trezi cu persoane din astea mai tranșante și atunci, na, ce să faci? Uite, 9 de cupe, regina de bâte, o bucurie mare, o mare speranță pe care o ai. Este o zi în care îți recapeți încrederea în tine, exact cum spuneam. Regina de bâte poate să spună și despre o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Da, pisicile sunt agitate, au treabă. Apoi avem 8 de spade, deci poate să fie un moment în care o idee se învârte așa în continuu în mintea ta și e nevoie să o scoți de acolo. Pe de altă parte, poate să fie un moment în care ai treabă cu justiția, cu actele, trebuie să iei o decizie importantă. 5 de spade, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate să fie și o zi în care, știu eu, te gândești să faci un compromis cu cineva sau îți dai seama că e cazul să ieși dintr-o situație ciudată. Poate e ceva legat de un părinte sau este o situație care cumva ție nu ți se pare etică, nu ți se pare morală, nu ți se pare ok. Poate e ceva legat de zona studiilor sau de un profesor pentru alții, deci fiți puțin atenți aici.
Zodia Leu. Dragile, soluția e la voi. Da, e o zi despre voi, e o zi în care sunteți în centrul atenției, aveți o energie extraordinar de bună și de asemenea, dragile, de dimineață vedeți că pot apărea niște tensiuni în relația cu un șef, în relația cu autoritățile, deci luați și respectați acolo regulile și fiți așa cum trebuie. Pe de altă parte, tensiunile pot veni și printr-o veste pe care o primești de la o persoană din casă, din familie. E ca și cum unii lei de dimineață trebuie să vă împărțiți într-un mod egal. Viață profesională, viață privată. Și soluția ține de tine. Soluția ține de a aborda lucrurile de la nivel înalt. Soluția ține de a-ți asculta intuiția, de a te conecta puțin la planul divin și de a lua lucrurile în serios, cumva cu etică, cu morală. Na. Și soluția este să te informezi în legătură cu o situație. Dar vezi tu, este o zi așa de luni în care tu cam găsești soluții pentru toată lumea. Tot luni, undeva, să zic în preajma zilei de luni, vezi că se rezolvă ceva foarte important legat de muncă. Poate este o chestiune legată de niște acte, de o nedreptate legată de un șef, de o instituție, de o companie. Cumva acolo se rezolvă, semnezi un contract, faci o înțelegere, se stabilizează ceva, ceva se schimbă, finalizezi un proiect, finalizezi ceva important. Neapărat poate în ziua de luni, pentru că luni se simte energia foarte intens, dar poate deja ai început aceste demersuri sau urmează să le începi. Dacă ieși și cauți un loc de muncă, începutul săptămânii este foarte bun pe așa ceva, foarte, foarte bun. Pe de altă parte, dragi lei, undeva luni seara, atenția e pe bani și acolo pot apărea niște tensiuni, da? În relația cu cineva de la muncă. Pot fi tensiuni legate de zona sănătății, deci din nou se cere să abordați lucrurile ceva mai serios. Hai să vedem, dragi lei, ce trebuie voi să știți. Roata destinului, diavolul. Uite, o legătură cu un capricorn, magicianul, 4 de spade. Unii e ca și cum lucrați aici la ceva, vă concentrați pe o situație importantă. Banii de asemenea sunt importanți, dar și partea materială a lucrurilor. Roata destinului vine cu o deblocare, deci lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție pentru tine. Încerci tu cu toate forțele să rezolvi ceva, să faci ceva, te simți norocos, te simți bine. Steaua, uite, o legătură cu zodia vărsător, dar și o zi în care apare acea lumină de la capătul tunelului, apare o bucurie, ceva începe să se rezolve, ceva începe să arate altfel. Soarele, o legătură cu zodia leu, dar soarele reprezintă și o bucurie. Deci e vorba de tine, tu cumva îți aduci bucuria, ceva se rezolvă, primești o veste bună, universul îți dă semne pozitive. E o veste bună legată de o instituție publică, de o autoritate, de o companie, toată zona aceasta. Foarte mult bine susținut ești în ziua de luni. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, de dimineață ar fi bine să vă mai odihniți și ar fi bine să încercați să nu controlați foarte mult lucrurile. De asemenea, de dimineață poate să fie un moment în care apar tot felul de informații care te surprind, apar tot felul de informații care sunt foarte ciudate pentru tine și de asemenea, dragi Fecioare, tot luni, soluția vine prin a închide ceva. Poate să fie un mod prin care acționezi, poate să fie o cheltuială, poate să fie vorba despre a face niște schimbări foarte mari privind balanța asta, da? Cât primești, cât dai. Da, eu v-am mai spus că e nevoie de puțină concentrare pe propria persoană și să faceți ceea ce vă place, da? Să riscați. Soluția vine printr-un vis, prin intuiția ta, printr-un sfat pe care îl primești de la un prieten sau o soluție pe care o găsești printr-o persoană dragăție. Poate e ceva legat de trecutul tău. Pe de altă parte, undeva luni seara îți recapeți energia, te simți mult mai bine și cu siguranță acolo pot apărea niște tensiuni în relațiile cu ceilalți. Acum, tot în preajma zilei de luni este un moment foarte bun pentru tine să trăiești un moment plăcut alături de persoana iubită, poate e ceva legat de o afacere, ceva legat de un copil, o sumă de bani. Cumva începi să te simți mult mai valorificat, începi să te simți mult mai bine și se rezolvă lucrurile așa deodată. Dacă ești fecioară și îți cauți pe cineva, uite că sunt șanse în preajma zilei de luni, deci poate ai cunoscut deja sau urmează să cunoști. Dacă ești într-o relație, poate simți că lucrurile sunt mai bune, mai liniștite, se mai rezolvă din lucruri.
Pot fi și niște chestiuni care se rezolvă legate de un copil sau legate de persoana iubită. Șase de cupe, trei de monede. O legătură cu un copil văd aici sau este o zi în care trecutul bate la ușă într-un sens pozitiv. Poate chiar este ceva legat de un loc de muncă, de niște studii, poate discutăm despre o atmosferă bună la locul de muncă. Doi de monede, deci este o zi în care, uite, poți să primești bani, să dai bani la rândul tău, poți să-ți cumperi ceva sau cumva este o zi în care e nevoie să te împarți într-un mod egal între două situații, două locuri de muncă, două persoane. Și avem patru de bâte, deci e o zi bună, uite, rezolvi o situație. Patru de bâte înseamnă bucurie, înseamnă ca un fel de celebrare. Acum îmi dau seama că nu e nicio petrecere luni, dar poate să însemne și acea energie, că te vezi cu un prieten, cu un coleg, stați de vorbă, glumiți, vă simțiți bine. O zi cu foarte multe evenimente. Da? Poate e ceva legat de zona studiilor pentru unii sau este ceva legat de o persoană pe care o respectați foarte mult. Zodia Balanță. Dragi balanțe, astăzi e despre prieteni pentru voi, despre viitor și să știți că este o zi bună pentru voi. Bună, dar intensă. Acum, este un moment acolo de dimineață în care vedeți că pot apărea niște tensiuni legate de o cheltuială, legate de relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Poate e ceva ce oarecum te scoate din zona de confort și în general sunt chestiuni legate de bani sau de aprecierea pe care o primești. Da. Și acum soluția luni vezi că vine printr-un prieten, prin zona internetului, printr-un grup de oameni. Soluția poate să vină pentru tine și prin a stabili exact un plan de viitor, da, foarte bine pus la punct, prin a lua o decizie, dar tare mult timp eu să cred că este vorba despre un sfat pe care îl primești sau despre o strategie poate care ți-o faci. Spuneam că este o zi bună pentru tine, da? Un moment în care, uite, reușești să rezolvi ceva, închizi ceva, fie legat de o sumă de bani, fie legat de o casă, este ceva important pentru sufletul tău, îți crește încrederea în tine, poate ești prins pe a rezolva tot felul de chestiuni importante, da? Poate o moștenire, o sumă de bani, un teren, poate sunt niște investiții pe care le faci, asta nu sunt rele, ți-am mai spus, e ca și cum vrei să schimbi canapeaua, vrei să schimbi pătura, vrei să schimbi perdeaua, da? Deci vrei să înfrumusețezi acolo lucrurile. Bun, undeva luni seara vezi că îți pierzi din energie și ar fi bine să te mai odihnești și chiar luni seara atenție pe sănătate, dar și pe muncă, pentru că pe acolo lucrurile poate nu sunt chiar atât de roz pe cât ți-ai imaginat tu. Șase de spade, patru de cupe. Deci ceva începe să se miște, dar e ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie și un moment de oboseală pe care îl simțiți unii. Regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dar văd aici și o mare încredere în tine pe care o ai, o speranță mai mare pe care o ai. O persoană aici care este energică, glumeață, pozitivă, cineva care te poate ajuta. Ultima carte, 5 de spade, o oarecare nedreptate pe care o simți sau o nedreptate, știu eu, care ți se face. Pentru unii poate avea legătură cu un compromis, dar poate avea legătură și cu o situație în care vă gândiți serios să abordați lucrurile de la nivel înalt. Da? Poate e ceva legat de un profesor, de un mentor, de niște iluzii, de o situație ciudată. Ceva nu vă convine, ceva nu vă place aici și atunci luați atitudine. Zic eu. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi, în primul rând de dimineață, vedeți că pot apărea tensiuni în relația cu partenerul de viață, în relația cu clienții, pot fi chestiuni legate de partenerii voștri, adică parteneri de afaceri, oameni din jurul vostru. Încercați să evitați tensiunile de dimineață cu zona autorităților. Știu eu, poate unii scorpioni sunteți ceva mai tranșanți în perioada asta și spuneți lucrurilor pe nume. Nimic rău în asta, dar e bine să vă asumați. Acum, soluția pentru tine, mai ales legată de suferință, legată de izolare, legată de muncă, legată de
starea ta psihică, este de a-ți conștientiza valoarea și este de a lua o decizie privind statutul tău. Este de a lua atitudine, de a înțelege că tu ești regina sau regele propriei tale vieți. Și tu ești persoana care ia deciziile. Universul îți dă niște variante, îți creează niște predispoziții, dar na, așa cum îmi place mie să spun, norocul ne-l mai facem și cu mâna noastră. Cam așa și la tine. Deci de aici vine soluția, din a conștientiza valoarea ta, din a lua atitudine. Da? Din a lua atitudine. Poate chiar o soluție care vine printr-o avansare la muncă, printr-un șef, printr-o instituție publică, printr-o decizie importantă. Și este o perioadă pentru tine foarte bună în care poți să rezolvi o chestiune foarte, foarte importantă legată de o relație, legată de un proiect. Poate este ceva legat de o negociere pentru unii dintre voi, dar și de viitorul unei relații. Relație de orice fel. Atenție! Da? Poate e ceva legat de un grup de oameni. De asemenea, dragi scorpioni, undeva spre seara, atenția e pe grupuri mai mari de oameni, pe zona de internet, îți faci planuri de viitor, te vezi cu prietenii sau ai o discuție acolo și bineînțeles că pot apărea tensiuni, da? Poate legate de un copil, legate de confortul tău, legate de starea ta de bine. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Șapte de cupe. Arcana majoră, faietonul, o legătură cu zodia rac, da? Multe oportunități care apar pentru tine, dar este și o zi în care ai de făcut niște drumuri. Poate chiar un succes pe care l-ai, o bucurie, o victorie. Asul de monede. Asul de monede înseamnă o dovadă pe care o primești. Poate să fie vorba despre un nou început pentru tine, poate să fie vorba despre o veste bună pe care o primești, o sumă de bani, un proiect. 8 de spade, deci ceva care te blochează, ceva care te face să vezi lucrurile diferit. Poate e ceva legat de o sumă de bani sau este ceva legat de un triunghi amoros pentru unii. Parcă e o situație care pe de o parte îți place, pe de altă parte te blochează. Poate știu eu aveți chestiuni importante de rezolvat privind niște acte, poate legate de o mașină, legate de o mutare. Zodia săgetător. Pentru tine de dimineață vezi că pot apărea niște tensiuni așa ciudate. E un moment în care teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica și este important să-ți păstrezi credința, să ai încredere în ideile tale, în divinitate și vezi tu, este o zi în care soluția vine chiar din zona studiilor superioare, soluția vine prin conexiunea cu divinitatea, soluția vine printr-un profesor, printr-un mentor sau chiar prin a aborda cumva lucrurile de la nivel înalt, prin a avea încredere în principiile tale de viață, în ideile tale și în a nu te mai lăsa influențat de ceilalți. Bun. Poate știu eu, înveți ceva, studiezi ceva, găsești un articol pe internet, te uiți la o emisiune, primești o veste care te surprinde. Pot fi și vești legate de acte. Atenție. Pe de altă parte, este o perioadă așa, începutul săptămânii pentru tine în care, uite, poți să primești o avansare la locul de muncă. Se poate schimba ceva legat de planul financiar. Deci fie îți schimbi locul de muncă, fie primești o avansare. Pentru alți săgetători este vorba despre niște proiecte noi care pot apărea sau poate, cine știe, este o perioadă în care ești mult mai apreciat de către șefii tăi, de către oamenii din jurul tău. Undeva luni seara, atenția este pe niște responsabilități și vezi tu luni seara, indiferent ce faci, ești în centrul atenției și vezi că acolo pot apărea niște tensiuni legate de casă, legate de familie. Poate e ceva din trecutul tău, cumva niște chestiuni pe care trebuie să ți le asumi. Poate să fie ceva legat de un sfat pe care îl primești de o persoană din jurul tău.
Șapte de cupe, marele preot. Deci aici poți avea o legătură cu zodia Taur, dar spuneam eu că este o zi în care intuiția te ajută foarte mult. Planul divin este alături de tine în această zi de luni. Ești extraordinar de bine susținut și să știi că este o zi în care ești bine susținut pe studii, pe relația cu divinitatea, pe a aborda lucrurile așa ca un profesor, ca un mentor. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, poate să fie și o zi în care emoțiile sunt foarte puternice pentru tine, dar și o zi în care te simți bine, te relaxezi. Poate, știu eu, ai legătură cu zona medicală, zona vindecării, planul ăsta spiritual. Un noroc mare văd aici. 8 de monede pentru tine. Lucrezi la ceva în ziua de luni, poate faci curățenie în casă, poate ai niște proiecte de făcut, poate ești la muncă, dar ideea este că ceva se rezolvă aici. Tu ai un noroc foarte, foarte mare. Un noroc mare. Cumva începi să găsești soluții. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi de dimineață vedeți că pot avea niște tensiuni acolo legate de bani, legate de partea aceasta de risc. Poate e ceva legat de un copil, de un prieten, oameni din jurul tău și de asemenea tot luni vezi că soluția vine prin a închide ceva, prin a accepta un final, prin a accepta o transformare. Poate chiar soluția vine pentru tine și din planul spiritual, din a înțelege că există și altceva pe lumea asta, că până la urmă nodul nord acolo cam vrea să înțelegi chestia asta. Da? Poate este vorba despre niște schimbări, cumva dacă până acum te-ai concentrat mult pe carieră, poate este cazul să te mai concentrezi puțin și pe viața ta privată și o să vezi că lucrurile se echilibrează. Da? Soluția poate să vină printr-o moștenire, printr-o bancă, printr-o sumă de bani. Poate e ceva legat de o pensie, de o bursă, ceva de genul acesta sau chiar poate să fie legate de economiile tale. Și pentru tine este un moment foarte bun în care reușești să rezolvi niște chestiuni foarte importante legate de acte, legate de zona străinătății. Poate este un moment în care ai o mai mare încredere în ideile tale, îți dai seama ce îți place, ce nu îți place, poți să primești niște vești foarte bune legate de persoana iubită sau de un copil, cum că a reușit să își rezolve ceva important pentru el sau pentru ea. Cu siguranță pentru unii capricorni începeți să vedeți altfel plăcerea, începeți să vedeți altfel partea asta de carieră, de studii, dar unii, așa cum am spus, poate primiți niște vești bune privind partea aceasta de acte. Da? Și lucrurile se mai liniștesc pentru tine luni seara, pentru că deja îți crește intuiția, deja vrei să mai studiezi o situație, te concentrezi pe alte lucruri, doar că luni seara pot apărea niște tensiuni în relația cu rudele sau poate să fie un moment în care mai ești pus la studiu, da? Și acum poate ceva nu-ți place, vrei și tu să studiezi ceva, vrei să faci ceva și te trezești că mai ai și alte responsabilități pe lângă casă. Sau, nu știu, te sună cineva, ai o discuție acolo. Hai să vedem, dragi capricorni, ce faceți voi. Ce spune tarotul pentru voi. Luna, justiția, o legătură cu zodia balanță, zodia pești, dar este și un moment aici în care reușești să rezolvi ceva important, poate legat de acte sau reușești să rezolvi ceva important privind o femeie din viața ta. Poate este vorba despre o noutate care a apărut sau care apare. O nouă lege, o nouă regulă. Cumva este o zi cu decizii pentru tine, să știi. Regele de cupe, foarte mari emoții pe care le ai astăzi. Mai văd o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar poate să fie și o zi în care tu ai parte de un noroc. Reușești să rezolvi ceva important. Primești un sfat bun. Conștientizezi ceva anume. Ultima carte, 8 de monede. Se pare că este și o zi de luni în care ești prins cu tot felul de activități. Poate discutăm de muncă fizică, muncă intelectuală, muncă prin casă, chiar știu eu, apar niște proiecte, dar unii capricorni vă dați seama că e cazul să luați atitudine. Da? Se pot lua niște decizii importante aici. Da? Unii cu siguranță nu prea o să înțelegeți
care e scopul și durata vizitei, știu, oamenilor în viața voastră sau evenimentele astea, nu prea o să înțelegeți voi ce e cu ele, dar în timp cu siguranță o să vi se lumineze mintea, că sunt benefice. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, în primul rând, de dimineață vedeți că pot apărea tensiuni în relația cu partenerul de viață. Pot fi chestiuni legate de un copil, de un proiect, poate sunt niște discuții ciudate în relația cu șeful, poate ăsta e nervos, are ceva și, știu eu, apar acolo tensiuni. Atenție, în schimb, dragi vărsători, pe relația cu autoritățile, pe partea asta de acte, încercați să citiți de două ori dacă vreți să semnați ceva, încercați să fie totul legal, da? Pentru că e foarte important acest aspect. Pentru tine soluția vine prin ceilalți, pentru tine soluția vine prin a colabora în perioada asta, mai ales dacă discutăm despre drumuri, dacă discutăm despre studii, despre a învăța lucruri, deci cumva prin ceilalți e soluția, prin a învăța să pui întrebări, prin a învăța să colaborezi. Poate chiar e un prieten, un client, o persoană din jurul tău care vine și îți dă un sfat, vine și îți dă o veste. Pe de altă parte, este o perioadă în care, așa cum spuneam, foarte mulți vărsători fie treceți prin schimbări mari, poate chiar vă crește intuiția, pentru alții dintre voi poate este o perioadă în care se produc niște schimbări în viața unei femei din anturajul vostru. Poate să fie o femeie din casă, din familie, o prietenă, cineva acolo, da, trece prin niște schimbări. Iar alți vărsători, vă gândiți serios să mai faceți niște modificări în viața voastră, e ca și cum vreți să vă învingeți o teamă. Da? Poate rezolvați ceva legat de o bancă, legat de o responsabilitate pe care este nevoie să vă asumați și să nu vă mai fie teamă. Asta e important. Apoi, luni seara aveți că se deschide așa o perioadă ceva mai aglomerată și chiar seara ți-aș recomanda o mai mare atenție pe bani, dar și pe partea aceasta de alimentație. Da? Cumva e nevoie să te mai trezești puțin la realitate. Cât valorezi, cât dai, cât primești. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. 10 de bâte, 2 de bâte. De ceva timp tot simți aici o apăsare foarte mare. Poate e ceva legat de zona străinătății, de o decizie importantă pe care o ai de luat sau este ceva legat de un proiect care e de mult timp aici pentru tine. Apoi avem 4 de cupe. 4 de cupe reprezintă bucurie, da? Pe de altă parte. E o bucurie peste care ai trecut și acum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Acum, na, dragi vărsători, mai sunt și perioade din astea în viață. E ceva legat de o tensiune, o discuție legată de o casă, de o sumă de bani, un grup de oameni. Ceva acolo ți se pare ciudat. Ultima carte, roata destinului, este un moment în care ceva începe să se miște într-o anumită direcție și de asemenea văd o bucurie pentru tine. Un noroc pe care îl ai. Uite, ceva se rezolvă foarte rapid. Poate prin niște mesaje, prin niște apeluri telefonice. Cumva ajungi la acel punct de saturare și lucrurile atunci, gata, se rezolvă. Zodia Pești. De dimineață, dragi pești, pot apărea tensiuni la muncă, legate de acte, legate de drumuri, de idei de viață diferite. Atenție puțin și pe zona sănătății, v-aș recomanda în prima parte a zilei de luni și la fel și voi încercați să respectați regulile, da? Sau legile, ce aveți voi acolo, în funcție de situația în care sunteți puși. Soluția pentru voi în perioada asta ține de muncă, da? Cumva e bine să nu vă bazați pe ceilalți, că ați împrumutat voi banii unei persoane și persoana aia vă dă bani înapoi sau că ați ajutat-o cândva și acum vă așteptați să vă ajute. De nicio culoare, nu. Deci luați și vă concentrați puțin pe ceea ce puteți voi să faceți. Da? Nu lăsați-i pe ceilalți că nu vă ajută, cel puțin în perioada asta, da? Peste câțiva ani mai vorbim. Momentan asta trebuie să faceți. Și este o perioadă bună pentru pești, pentru că uite, poți să primești niște vești bune de la muncă sau pot fi niște vești bune legate de sănătate, legate de o rudă. Cumva pe acolo e soluția, să iei tu atitudine, că e cel mai sigur. Îți găsești un loc de muncă sau cei care nu lucrați, nu știu, vă găsiți niște activități care vă plac și poate vă ies și bani din asta, să spun că îți place să croșetezi și te apuci, croșetezi, faci mileuri, faci ce faci acolo și poate cineva
nu știu, vrea să le cumpere și faci și tu un venit în plus. Da? Deci nu-i neapărat nevoie acum toată lumea să avanseze pe post de director. Da? Pentru alții e posibil, Doamne ajută, eu mă bucur pentru toată lumea. Dar dau mai multe variante pentru că știu că sunt persoane care sunt în situații diferite și vreau să înțelegeți toți la ce mă refer. Apoi, este o perioadă foarte bună pentru tine, uite, în relațiile cu ceilalți, acolo se rezolvă niște lucruri, discutăm despre niște rezolvări care apar, poate legate de acte, legate de relațiile cu ceilalți, negocieri pentru alții, bani pe care îi primiți, proiecte noi care pot apărea, deci foarte multă susținere și pentru voi, femeile vă ajută foarte mult în perioada asta. Și aici mă refer la prietene, clienți, colaboratori, vecini, oameni din jurul vostru, da, la modul general vorbind. Asta ca să explic, v-am spus că nu mai spun. Intrați, vedeți comentariile pentru filmările de săptămâna asta și o să înțelegeți. Dacă mai este, dacă nu l-a șters persoana respectivă. Apoi, luni seara, atenția deja e pe relațiile cu ceilalți și probabil intri în contact cu mai mulți oameni, socializezi. Ești interesat de oamenii din jurul tău, doar că vezi tu, pot apărea niște tensiuni în relațiile cu oamenii ăștia. Nu neapărat că are cineva ceva cu tine, doar că așa cum spuneam, Saturn acolo îl mers direct prin zodia ta, te ajută să te maturizezi și să-ți asumi anumite responsabilități. Să-ți dai seama că în lumea asta trebuie să te bazezi pe tine în primul rând și nu pe ceilalți. Roata destinului împăratul, uite, un noroc pe care îl ai legat de un șef, legat de o instituție publică, unii puteți avea legătură cu zodia berbec. Un noroc mare, legat de o povară pe care o duceai în spate sau legat de niște activități foarte multe care sunt în jurul tău. Apoi avem aici asul de cupe, deci o veste bună pe care o primești, o nouă emoție pe care o ai. Îți vin niște idei bune, te liniștești, uite, valetul de spade și este o zi în care vei fi foarte curios în relația cu oamenii din jurul tău, poate să fie și o zi în care vei dori să te informezi mai mult privind niște acte, privind o persoană, poate cunoști tu o nouă persoană, da? Te împrietenești cu cineva anume sau intri în contact cu o persoană mai tânără care îți dă niște vești extraordinar de benefice pentru tine. Deci o zi foarte bună pentru pești. Chiar o zi în care vă puteți rezolva foarte multe lucruri, dar ideea e să vă și deschideți și să acționați, că asta e soluția. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like, lăsați un comentariu. Dacă vreți, distribuiți videoclipul, dacă vreți, mă ajutați. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă, cu rezolvări cât mai apropiate de sufletul vostru.